Cei care astăzi au făcut ca România e granițele actuale, să fim un stat independent și unit. Sper ca bunul Dumnezeu să păstreze unitatea românilor, sper ca bunul Dumnezeu să facă în așa fel cât unitatea românilor să dea și să nu ne România mare și unită. Așa cum am spus, din partea cealaltă de peste avem satul Ulmu, domnul primar de la satul Ulmu, o să vorbească despre ceea ce reprezintă satul Ulmu, comunitatea Ulmu. Este un sat undeva din la 35-30 km de Chișinău, la raionul Ialoveni. Noi am fost în vizită la ei, să știți că m-am simțit exact ca și cum ați fi acasă. Deci acasă am fost și la ei. Nu știu cum s-au simțit ei când au venit la noi acum, dar eu când am fost acolo m-am simțit acasă. Pentru că am văzut același grai, aceleași probleme, aceleași bucurii și în primul rând aceeași limbă. Limba noastră, aia moldovenească, care mi-e privire de urechile de la întotdeauna. Problemele lor sunt și ale noastre, problemele lor sunt de aceeași natură. Au și ei copii care pleacă în străinătate, au și copii care se întorc de străinătate în luna lui august. Le duc dor, îi așteaptă cu dor. Au probleme de infrastructură, avem și probleme de infrastructură și a drumurilor și din modernizarea școlilor. Deci problemele sunt comune. Mai mult de atât nu vă pot spune, decât o să vă prezinte domnul primar de la statul României exact, ceea ce le-a arătat la vot acolo. Mulțumesc, domnul primar, stimați oaspeți, domnul președinte, vreau să vă spun bună ziua și, cum a spus domnul primar, într-adevăr, ne simțim ca acasă, credeți-ne că simțim așa, practic cum și ne-am închipuit. N-am crezut că o să simțim ceva diferență având o repartate cu oasă. Reprezintă lumea Iisus Albucianu, reprezintă satul Ialoveni. Exact cu anul în urmă, ne-am întâlnit cu Laura, am intenționat de așa, procedura de acte pentru a ajunge în zona de acte, semna acordul de înfrățire și colaborare. Vreau să vă spun că satul nostru se află nu departe de undeva Malpița, aproximativ la 45-50 km, deci și noi se află la 30 de km, ne aflăm într-o regiune așa, aproape de Vama, deoarece împrejururile sunt podere, sunt pădurii, sunt puține localități. Avem o populație aproximativ de 3.300 de locuitori. Să vă spun sincer, azi am rămas impresionat văzând atâția copii în sala domnului primar și am înțeles că este mult de lucru. Populația este mare, în chipul în anul câte probleme și în lume. Exact ca și la noi. Vreau să vă spun că odată cu venirea, odată cu sosirea domnului primar în localitatea noastră, am simțit că am găsit un frate, într-adevăr, sincer vă spun. De ce și domnul consiliere, între domnul Pămăreală, domnul Nicolai, părintele Petru, doamna secretar, adică de ce și m-au însoțit astăzi, deoarece tot aceeași plăceri, tot aceeași sentimente au față de domnul primar, față de localitatea dumneavoastră, care sperăm că pe viitor, după semnarea acordului de parteneriat, de ziua de azi vom face lucruri bune împreună pentru comuna Ulmu și comuna Tăderești. Localitatea noastră, de la drept, iarăși la localitatea Ulmu, clar că este mai mică, copiii avem cunosc mai mici, avem mai 200 de copii la grădiniță, 200 de copii avem în școli, dar munca este aceeași. Renovăm grădinițele, renovăm casa de cultură, renovăm școli, aceeași muncă. Când sunt puțini copii, sunt mai mulți copii, eu cred că aceeași muncă avem zi de zi, ca orice primar. Și vreau să vă mulțumesc pentru ziua de azi și sper că semnarea de astăzi ne va aduce colaborare și planuri bune pe viitor pentru ambele localități, pentru binele societății din cetățenilor de ambele comune. Vă mulțumesc frumos! sub girul Consiliului Județean, să zicem așa, și sub prietenia domnului președintele Consiliului Județean, o să vă spun cumva cuvinte. Domnule primar, domnul consilier de peste tot, domnul consilier de aici, sunt într-o localitate, în calitate președinte al Consiliului Județean, și prietena domnului primar, și am venit cu mare drag, dar și în calitate de vicepreședinte a lor regiunii și de structură. Și noi, la nivel de Consiliul Județean, am realizat 10 înfrățiri cu raioanele din programul Goma. Mă bucur faptul că vom urma să fac această înfrățire sub legea centenarului a Marea Unire. Prea puțin știu, cunosc, dar Marea Unire, din 1918, a început pe 27 aprilie, când președintele Marei Adunări, președintele Parlamentului de la Basarabia, în Culeț, a semnat înfrățirea și unirea cu țara. De fapt, de pe 27 aprilie a început, curata se miște pentru unire. Avem pace unirea cu Bucovina, unirea cu Moldova și a ajuns la 1 decembrie 1918, când a fost Marea Unire. Dar, estimați oaspeți peste tot, Iași are o triplă calitate, deoarece Mihai Viteazu, în Iași, a fost capul de bou în 1600 pe extrema României, a fost unirea mică cu Alessandro Antuza în 1959, unirea mare, în 1918, toate au plecat de la Iași, au pornit de la Iași, de la Iași vom construi statuia celor trei uniri. Iași a fost frate cu sănătate cele trei uniri. Eu mă bucur foarte mult în asta să fac acest pas. Sper ca să fie un schimb între proiecte, de cele două consiliuri locale de proiecte. Sper să vă ajutați. Mai mult ca niciodată, dumneavoastră de dincolo de grup, trebuie să fiți ajutați pentru a adera la Uniunea Europeană, pentru a adera la Acordul Uniunii Europene și pentru a realiza proiectele europene. Eu vă felicit. Vă mulțumesc, domnule primar, că ați făcut această hotărâre în numele comunității din județul Iași. Și dorim să aveți cât de multe proiecte împreună. Felicitări! Personal a fost un lucru în Consiliul Local al României tot direct. Am fost de acord cu acest acord de cooperare și sper că problemele, nu sper, sunt sigur că problemele dumnealor o să fie problemele noastre, iar problemele noastre o să fie problemele dumnealor. O să vă așteptăm cu drag și o să venim cu drag la dumneavoastră. Sper să fie o colaborare perfectă, sper să ne ajute și pe noi și pe dumneavoastră. Sper să găsim proiecte finanțabile și pentru noi și pentru dumneavoastră. Și vorba lui domnul președinte al Consiliului Județean, vă așteptăm cu drag România Europeană și alături de noi. Mulțumim frumos!